Mergea un bătrânel spre adunare, trecea încet prin văile aurii. Și el citea cu un fel de înfiorare Scriptura Sfântă, Cartea din Vecii. Și tot citi și se opri deodată. Tot răsfoind prin psalmi și prin profeți, un om bogat, cu firea destulată, îl înfruntă, râzând cu ochișireți. Bătrâne, văd că ești om cu carte, ești plin de învățătură până în dinți și tot citind gândești că după moarte te-or așeza ispravnic printre sfinți? Măi omule, zădarnică ți-e truda, cum tu în rai, tu rob din neam în neam? Nu-i întrebări în slavă și cine, ci cel bogat, un Iov, un Avram? Tu de-i muri te-o duce pe trei scânduri, fără slujiri și fără lumânări. Eu pun alai de preoți rânduri, rânduri, cu rugăciuni spre Sfintele Îndurări. Ce poți tu da pentru pomeni? Răspunde-mi. Și pentru parastasul tău, cât dai? Eu dau oricât, căci, uite, am de unde. Și atunci, tu sau eu ajung în rai? Stăpâne, să mergi de îndrăzneală, dar dumneata cunoști mai mult ca noi, dar raiul nu-i pe bani, nu-i pe tocmeală și banii în rai n-ar fi decât gunoi, căci toți murim, acesta ne-e datul, dar înaintea lui Hristos, oricâte pungi ar stăpâni bogatul, nu-i alta doar decât un păcătos, căci nu s-a dat sub cer decât un nume, decât un soare și decât un pat. Fără iertarea lui Hristos anume, nu poți să ajungi să știi decât în iad. Măi pui de om, nu ți-ai trecut măsura, te crezi om înțelept și cărturar? Că ai buchisit și tu pe brânci Scriptura și te-ai făcut duhovnic din plugar? Ia cu gestul bătrâne, cum adică mă legi cu proști într-un mănunchi? Eu muntele să învăț de la furnică? Eu leul să mă tării pe genunchi? Nu vezi? La răsărit, la soare pune, la miază noapte și la miază zi. Pământ și ape, ale cui sunt? Spune, sunt ale tale sau a cui ori? Stăpâne, cât cuprinde în zări departe, nimic nu e al meu și nici n-aș vrea. Căci uite, mi-mi spune această carte, cam cu mult mai mult ca dumneata. Adumitale-i brazda asta mult, adumitale-i bolovanul greu, adumitale-i valea. Dar ascultă, privește cerul, cerul întreg e al meu.